Răsturnarea de situație din seria Sud a Ligii a 4-a fotbalistice a relansat lupta pentru câștigarea campionatului județean. După ce Arsenal Malu a luat 3 puncte acasă în partida cu rivala Unirea Izvoarele, iar Dunăra a pierdut 2 puncte în urma egalului de la Valea Dragului, socotelile pretendenților la titlu sunt deja altele. În momentul ăsta șansele sunt la noi, trebuie să ne jucăm singuri meciurile, nu mai depindem de nimeni. Din câte am înțeles, Dunăra a făcut egal la Progresul Valea Dragului. Urmează un meci între Dunărea și Izvoarele, un meci foarte interesant, din care putem ieși noi câștigători. Sperăm să se termine egal săptămâna viitoare între Dunărea și Izvoarele, iar noi să ne câștigăm cele 3 puncte și să mergem spre play-off. Nu este un sfârșit, noi mergem înainte, batem pe Dunărea acasă și intrăm iar în luptă, că se mai pierd puncte, o să vedeți că se mai pierd. Noi suntem optimiști, noi suntem Unirea Izvoarele și mergem până la capăt. Cu privire la calificarea în play-off și la pretendentele la această calificare, capitanul celor de la Unirea Izvoarele este ferm. Eu cred că se joacă în 3, deși Mihai Bravo, am înțeles că s-a întărit, Mihai Bravo poate să mai scoată din să mai facă surprize frumoase, poate chiar să ne ajute și pe noi un pic. Noi avem cu ei acasă, Malu are cu ei în deplasare, deci astăzi ați văzut și Dunărea Giurgiu s-a încurcat la Valea Dragului, 1-1. Malu a trecut la un punct peste noi, eu zic că o să fie bine și cred eu că avem șanse mari să prindem play-off. Etapa de sâmbătă a fost a 16-a campionatului și a 3-a din retur și s-a încheiat cu rezultatele. După etapa 16-a din campionat, Dunărea Giurgiu rămâne pe primul loc la 4 puncte de Arsenal Malu și la 5 puncte de Unirea Izvoarele. Însă situația în clasament se poate schimba după derbiul etapei viitoare, când Dunărea Giurgiu va avea un meci greu în deplasare la Unirea Izvoarele.